Slăvit să fie Domnul! Amin. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturii în Evanghelia după Luca, capitolul 1. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de unde vom citi începând cu versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei spune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el." Zaharia a zis îngerului: "Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă." Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor." Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne în turna și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cară dintre oameni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dacă în această dimineață v-ați așteptat să auziți o predică de Crăciun, nu o să auziți. O să luăm lucrurile un pic altfel, așa cum ne sunt redate în Evanghelia după Luca. Și în această dimineață o să învățăm de la Zaharia și Elisabeta ce să faci în vremuri grele, în vremuri tulburi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, diseară vom învăța cum să fim familii pentru Iisus. Și ce pretenții are Dumnezeu de la o familie în care să-L trimită pe Iisus să se nască. Și tot cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine dimineață vom învăța cum să avem un Crăciun fericit sau ce presupune să ai un Crăciun fericit. De ce vă spun dinainte aceste lucruri? Pentru că cei care nu sunteți interesați să puteți fugi diseară, să nu mai veniți mâine dimineață. Dar este cuvântul lui Dumnezeu și cred că merită să venim să-L ascultăm. Amin? Știți ce semnifică numele Zaharia? Ce semnificație are? Ce înseamnă de fapt? Dumnezeu își amintește. Și Elisabeta, jurământul lui Dumnezeu. Ori acești oameni, formând un cuplu, fiind soț-soție, înțelegeți ce semnifică această căsătorie a lor, această unire a numelui lor? Dumnezeu își amintește jurământul lui. Dar niciunul dintre ei nu mai credea că Dumnezeu își va aminti vreodată de ei. Pentru că aveau o problemă, n-aveau copii. Și zicea, Dumnezeu probabil că ne-a uitat. Dumnezeu care ne-a promis copii a uitat de noi. Dumnezeu și-a uitat promisiunea, Dumnezeu și-a uitat jurământul. Pentru că spune versetul 7, n-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Adică speranțe zero, la care se mai adăuga și vremurile grele în care trăiau, sub domnia lui Irod.
Irod nu era altceva decât o copie fidelă a lui Dragnea, sau Dragnea o copie fidelă a lui Irod. Vremuri din ce în ce mai grele, zile negre pentru Israel, pentru că nu erau cei mai fericiți sub domnia lui Irod. Dumnezeu însă lucrează în cele mai negre zile ale noastre. Când omenește, toate speranțele sunt moarte. Când toate speranțele s-au distrus, când totul pare că s-a terminat, atunci intervine Dumnezeu. Și la acești oameni așa era. Nu mai credeau că Dumnezeu va putea face o minune cu ei. Erau convinși 100% că Dumnezeu i-a uitat și că vor muri bătrâni și fără urmași. Pentru că dacă băgați de seamă ce avem, o femeie stearpă, doi bătrâni, un Irod și un Dumnezeu care de 400 de ani tăcea. Un Dumnezeu care de 400 de ani n-a mai scos o vorbă. Un Dumnezeu care de 400 de ani era plecat cu bagajele făcute și dus a fost. Un Dumnezeu care era plecat și din templu. Și ei încă mai făceau slujbe în templu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Zaharia era un preot. Numai că atunci când Dumnezeu tace și atunci când Dumnezeu pleacă și din templu, și din țară, și din Europa, atunci când Dumnezeu și-a luat bagajele și a plecat, ai obligația tu și cu mine să nu-L lași pe Dumnezeu să plece din inima ta. Dumnezeu poate pleca dintr-o țară. Dumnezeu poate pleca din Europa. Și Dumnezeu poate că a plecat. Dar Dumnezeu va fi mereu în inimile noastre atât timp cât îi facem loc. Atât timp cât îl ținem acolo și nu lăsăm să plece. Zaharia slujea unui Dumnezeu plecat din templu, nu unui Dumnezeu plecat din inimă. Zaharia era legat de Dumnezeul din inima lui, nu de Dumnezeul din templu. Era o familie aproape fericită. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau neprihăniți și păzeau fără pată toate poruncile Domnului. Ori dacă erau o familie neprihănită, atunci într-o astfel de familie te aștepți să vezi binecuvântări. Într-o astfel de familie te aștepți să vezi bogăție materială, bogăție spirituală, te aștepți să vezi copii, te aștepți să vezi copii bine educați, trimiși pe la școala de teologie. Era o familie care se iubea, pentru că Zaharia oricând îi putea da papucii Elisabetei. În vremurile în care trăiau, sterilitatea era un motiv de divorț, pentru că toate femeile visau să-L nască pe Mesia. Și dragostea asta a lui Zaharia pentru Elisabeta, tocmai prin acest lucru a fost demonstrată, putem spune, că nu i-a dat papucii, n-a lăsat-o. Adică vedem că au îmbătrânit împreună. Elisabeta îl iubea pe Zaharia, pentru că și-a dat seama, ăsta oricând mă putea lăsa. Oricând mă putea trimite la mama acasă. Și n-a făcut-o. Au înțeles că fericirea nu depinde de nașterea unui copil. E bine să ai copii. E bine să ai urmași. E frumos să-i ai. Să știi că ai pentru cine lupta. Să știi că are cine să mânca nervii. Să știi că ai cui să-i lași casa, averea agonisită sau datoriile la sfârșitul vieții. E bine să ai copii. E bine, dar dacă nu-i ai, ce faci? Divorțezi? Te separi? Se iubeau chiar dacă trăiau vremuri grele și chiar dacă tângeau după un copil. Ori tocmai de la acești oameni învățăm noi în această dimineață ce să faci în vremuri grele. Și unul dintre lucrurile care le învățăm de la ei, ce să faci în vremuri grele, este următorul: continuă să slujești lui Dumnezeu. Amin. Spune versetul 8, care l-am citit: dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui. N-au primit de la Dumnezeu ce au cerut, dar au continuat să slujească, pentru că binecuvântările noastre
vine în urma slujirii. Nu slujirea în urma binecuvântărilor. Numai noi le tot inversăm. Numai noi tot așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze întâi, ca apoi să începem să-L slujim. Și ce suntem de fapt? Fiecare dintre noi este un Iacov. Doamne, dacă îmi vei da, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, Doamne, dacă Tu îmi vei purta de grijă, atunci eu Te voi sluji. Nu, nu, nu. Dumnezeu a făcut așa atunci, nu și acum. Nu așteptați să fiți binecuvântați, să-i puteți sluji lui Dumnezeu, ci slujiți lui Dumnezeu ca El să vă binecuvânteze. Regula nu-i, Doamne, binecuvântează-mă ca să Te pot sluji. Regula e, Doamne, Te slujesc, că Tu mă vei binecuvânta. Amin? Au slujit și când s-au îndoit. Pentru că spune Zaharia în conversația lui cu îngerul, zice, eu sunt bătrân și nevasta mea, zice, Zaharia, este înaintată în vârstă. Eu, zice Zaharia, eu nici nu știu acum dacă se mai poate face ceva. Adică pe tine când te-a trimis Dumnezeu din cer, El nu ne-a văzut în ce stare suntem noi. Tu, în timp ce vorbești cu mine, tu nu vezi cum arat eu. Probabil că nu mai am multe slujbe nici la templu. S-a îndoit în inima lui. Și știți că îndoiala nu are de face cu binecuvântările. Îndoiala are de face cu slujirea. Pentru că diavolul când pune în inima ta îndoiala, el de fapt vrea să oprească slujirea ta. Pentru că diavolul știe că un om pentru Dumnezeu, un om devotat, un slujitor devotat al lui Dumnezeu, mută munții pentru Dumnezeu. Știe că un slujitor care nu se îndoiește în inima lui, Dumnezeu îl va ridica până la cel mai înalt nivel. Diavolul nu are treabă cu binecuvântările noastre. Diavolul vrea să oprească slujirea noastră. Pentru că un om care nu slujește, e un om mort spiritual. Zaharia putea să nu mai slujească, dar niciodată n-ar fi ajuns la un nivel înalt cu Dumnezeu. Niciodată n-ar fi ajuns la experiențe cu Dumnezeu vrednice de povestit. Niciodată. Avea motiv să nu slujească. Dumnezeu nu i-a dat ce a cerut. Și ce putea să spună Zaharia? No? Eu sub blestem. Tot ce fac e în zadar. Dar nu mai sunt preoți în Israel acum. Trebuie să vin eu? Păi să vină aia care Dumnezeu i-a dat 7 copii, 5 copii. Să vină aia care s-au îmbogățit. Sunt destui. N-a găsit motive. Pentru că în slujire n-ai voie să găsești motive. Și ce am învățat în anii aceștia? Că atunci când vrei să slujești, întotdeauna vei căuta soluții. Când nu vrei să slujești lui Dumnezeu, întotdeauna vei căuta motive. Nu pot că n-am copii, nu pot că n-am mașină, nu pot că mi-au venit neamurile din țară, nu pot că sunt într-o țară străină, nu pot că nu câștig suficient de mult, nu pot că abia îmi plătesc chiria. Oameni buni, știți ce facem noi prin aceste motive? Așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, ca apoi să-L slujim noi. Și Dumnezeu tot binecuvântează pe noi. Și noi numai nu ne mișcăm să-L slujim. Noi numai nu băgăm mâna în buzunar mai adânc. Noi numai nu spunem o vorbă bună. Noi numai nu facem nimic. Noi tot stăm și așteptăm ca Dumnezeu să facă El întotdeauna ceva. Zaharia putea să nu mai slujească, avea motiv și în fond și la urmă, avea cine. Pentru că în Israel, în vremea aceea, dacă dumneavoastră o să studiați istoria un pic, o să vedeți că erau 24.000 de preoți. 24.000 de preoți. Credeți că era important unul? Unul? Zaharia? Unul? Dumneavoastră credeți că dacă unul dintre dumneavoastră va lipsi și nu veți veni diseară la biserică, nu o să aibă cine sluji? Credeți că dacă nu veți veni unul la biserică în seara asta, vi se va observa lipsa? Cel mai probabil că nu. Puteau ceilalți să întrebe, unde e Zaharia? Dar, orăcit, nu a venit în seara asta la slujbă. Dar tocmai ziua aceea în care tu lipsești, poate fi ziua în care Dumnezeu să trimită îngerul să stea de vorbă cu tine. Tocmai ziua aceea în care tu te-ai hotărât să nu vii la slujbă, este ziua în care Dumnezeu să-ți dea vestea bună. Ți-am ascultat rugăciunea, îți voi da un copil. Slujba tămâierii era considerată cea mai importantă slujba unui preot.
care o putea face în templu și de fapt nimeni n-avea voie să o facă numai o singură dată în toată viața lui, toată slujba lui de preot. Intrau în slujbă duminică, sâmbătă dimineață și trăgeau la sorți pentru că trebuia să facă fiecare altceva. Și atunci, pe unul pica sorțiul să dea cu aspiratorul, pe unul să dea cu mopul, unul să aducă jertfa, unul să care tămâia și altul să ardă tămâia și fiecare dintre ei avea locul lui în care să slujească. În dimineața aceea, sorțiul a căzut pe Zaharia ca el să intre în templu și să aducă, să facă tămâierea în dimineața aceea. Ori întâlnirea lui cu îngerul, tocmai atunci se întâmplă. În punctul culminant al slujirii lui. Dumneavoastră vă dați seama ce însemna pentru Zaharia ca el să facă slujba de tămâiere. Era un motiv de maximă bucurie. Și totuși această bucurie umbrită de o tristețe. Ce bine era dacă aveam un copil acum. Ce bine era dacă aveam un copil. Ori, tocmai acum, că în cea mai importantă zi a vieții lui, Dumnezeu trimite un înger să stea de vorbă cu el. Pentru că Dumnezeu întotdeauna ne va binecuvânta și în măsura implicării noastre, credeți asta. Binecuvântările lui Dumnezeu nu vin doar în urma harului său, ci și în urma implicării noastre. Numai noi credem că pică pară mălăiață, nu pică nimic. Dacă nu faci nimic pentru Dumnezeu, nu te aștepta să primești ceva de la Dumnezeu. Dacă nu ești de acord și nu ești hotărât să plătești prețul slujirii, indiferent care este această slujire, atunci nu te aștepta ca binecuvântările lui Dumnezeu să curgă peste tine. De ce ar face Dumnezeu asta? Zaharia a continuat să slujească, chiar dacă Dumnezeu nu i-a dat ceea ce a cerut. A folosit, de fapt, același principiu ca și Daniel în fața cuptorului. Și ce a spus Daniel? Chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom lepăda de El. Și ce a spus Zaharia? Chiar dacă Dumnezeu nu va da ce am cerut, eu tot o să-L slujesc. Că vine ziua când nu-mi va da. Ce să faci în vremuri grele? Continuă să slujești. În al doilea rând, în vremuri grele, continuă să te rogi. Pentru că imposibilitățile noastre sunt platformele perfecte în care poate lucra Dumnezeu. Amândoi erau mâhniți, și Zaharia și Elisabeta. N-aveau copii. Și gândiți-vă că în vremurile acelea, potrivit învățăturii rabinilor din vremurile acelea, Dumnezeu îi lepăda pe cei care n-aveau soție. Dar și pe cei care n-aveau soție, care aveau soție și n-aveau copii. Adică să știi că ai slujit o viață întreagă lui Dumnezeu și că la sfârșit Dumnezeu te va lepăda pentru că tu n-ai fost căsătorit sau pentru că ai fost căsătorit și n-ai avut copii. Dar să nu tremure inima în tine de frică. Dar să nu te apuce disperarea. Din punct de vedere omenesc, făcuseră totul. Probabil că fuseseră pe la toți medicii. Probabil că încercaseră orice tratament. Și de data asta nu mai aveau unde se duce. Epuizaseră orice soluție. Și ce au făcut atunci? Au venit înaintea lui Dumnezeu. Și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, trebuie să înveți să ceri corect. Când vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, trebuie să înveți să ceri corect. N-a cerut bani lui Dumnezeu. Doamne, știi, eu sunt preot, rândul meu la slujbă vine cam de două ori pe an, două săptămâni pe an și la evenimentele importante. Adică eu trăiesc din preoția asta. Nu i-a spus lui Dumnezeu că îi trebuie bani. Nu i-a spus lui Dumnezeu că îi trebuie sănătate. Nu i-a cerut lui Dumnezeu să îi lungească numărul zilelor. Știți ce i-a spus lui Dumnezeu? Doamne, vreau un copil. Vreau un copil. Putea să spună, Doamne, dacă mi-ai putea mări mie salarul și să-mi dai niște ani în plus și pe urmă să-mi dai un copil. Sau să spun, mai rău, Doamne, binecuvântează-mă și pe mine. Și Dumnezeu, cu ce? De ce ai nevoie? Pentru că tu generalizezi. M-am ajuns la concluzia că Dumnezeu îți va lega rana atunci când o arăți.
Atunci când vei pune inima și mâna și spui, Doamne, mă doare aici și aici e inima. Am nevoie să te atingi de inima mea. Nu, Doamne, vindecă-mă, ci, Doamne, vindecă-mi inima. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu generalizând, pentru că cele mai multe lucruri nu le primim de la Dumnezeu pentru că le generalizăm. Dacă mi-ai spune Dumnezeu, vreau să mă mărit. Și zice Dumnezeu, bine, ți-e în regulă peste vreo 30 de ani. Nu! Atunci spune lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să mă mărit în 2018. Amin. Ați fost cam mulți, mai cam mult de care ați zis amin. Înțeleg că asta e o urgență. Ce să zic? Dumnezeu să vă asculte. Amin. Când vii la Dumnezeu, învață să cer corect și când vii la Dumnezeu, să cer mult. Uită de toate lucrurile mici pe care le poate face Dumnezeu. Uită. Dumnezeu poate face toate lucrurile mărunte pe care le ceri tu. Dar Dumnezeu este onorat când tu vii cu cereri mari înaintea Lui. Cum să vii la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, eu n-am cu ce să mă duc la serviciu, am nevoie de o bicicletă. Spune lui Dumnezeu, eu lucrez în Londra și aici plouă tot timpul, mie îmi trebuie mașină, nu bicicletă. Pentru că dacă îi ceri bicicletă, Dumnezeu îți va da o bicicletă. Și pe urmă o să ajungi tot ud la serviciu și de la serviciu acasă. Zaharia a cerut un copil, deși erau bătrâni și înaintați în vârstă. Și ce a zis Zaharia? Acum să te văd eu pe tine. Nevastă mea stearpă, amândoi suntem uscați, bătrâni, nu se mai poate face nimic. No, acum să te văd eu ce Dumnezeu ești tu. Cerut lui Dumnezeu lucruri imposibile. Știind că pentru Dumnezeu nu există lucruri imposibile și abia aștepta să vadă cum Dumnezeu îi ascultă lui rugăciunea. Când vii la Dumnezeu, după ce ai cerut corect, după ce ai cerut lui Dumnezeu mult, lucruri mari, imposibile, atunci învață să aștepți. Pentru că întârzierile lui Dumnezeu, să știți că nu sunt neapărat refuzurile Lui. Dumnezeu are un calendar al Lui diferit de al nostru. Și unele lucruri pe care noi le considerăm binecuvântări, dacă vin la un moment nepotrivit, s-ar putea să ne facă mai mult rău decât bine. Și atunci Dumnezeu zice, îți voi da, dar așteaptă. Și așteaptă nu înseamnă neapărat nu. La Dumnezeu așteaptă înseamnă îți dau, dar nu acum. Pentru că acum, ceea ce îmi cer tu mie acum, îți va face ție rău. Nu bine, tu nu te vei putea bucura de binecuvântarea asta. Pentru că Dumnezeu atunci când intervine în cererile noastre, surprizele Lui sunt pentru, sunt pentru slava Lui și binele nostru. I-a cerut Zaharia și Elisabeta un copil. Știți ce spunea în rugăciune? Doamne, dă-ne un copil. Acest copil, Doamne, îl vom crește cu frigă de Tine. Doamne, acest copil îl vom crește, îl vom duce în casa Ta, în templul Tău, Doamne. Doamne, acest copil va fi o binecuvântare pentru noi. Știți ce le spunea Dumnezeu? Așteptați. Pentru că acest copil, eu nu vreau să fie numai o binecuvântare pentru voi. Eu vreau să fie o binecuvântare pentru voi și acest copil să fie și pentru slava Mea. Și au trebuit să aștepte. Ce să faci în vremuri grele? Să continui să slujești. De ce te-ai oprit? Ce ai avea de pierdut? Ce să faci în vremuri grele? Să continui să te rogi. Pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că cel mai ușor lucru când ți-e greu e să zici, mă mai rog, am mai postesc, nu mai fac nimic. Și ce vrea Dumnezeu de la noi de fapt? Să urcăm muntele când toți coboară. Să continuăm să mergem când cei mai mulți se întorc înapoi sau se opresc. Continuă să slujești, continuă să te rogi și continuă să crezi. Nu să speri, ci să crezi și să crezi din toată inima ta. Pentru că speranța este aici. Și credința este aici. Știți ce este credința? Și credința este o încredere neclintită. Și ce spune Evrei 11?
Dumnezeu vrea de la noi credință, nu vrea speranță. Pentru că nu pot să sper că El, Hristos, e viu. Oameni, eu sper că chiar a înviat. Trebuie să crezi că El e viu, chiar dacă nu L-ai văzut. Nu poți spera că Dumnezeu va face o minune cu tine. Trebuie să crezi că Dumnezeu va face asta. Nu poți să speri că Dumnezeu te-a iertat. Trebuie să crezi că Dumnezeu te-a iertat, conform Efeseni 1:7, care spune în felul următor: în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, subliniez, după bogățiile harului Său. Dar trebuie să crezi asta. Și dacă e după bogățiile harului Său, asta spune tot. Dumnezeu te va asculta. Dumnezeu vă va binecuvânta. Și știți de ce? Pentru că sunteți fii și fiice. Pentru că v-ați dobândit statutul ăsta. Pentru că i-ați spus lui Dumnezeu: Tu ești Tatăl nostru și noi suntem copiii Tăi. Și care tată nu-și ascultă copiii? Sunteți aici oameni care aveți copii și nu le-ați cumpărat ce au avut nevoie? Nu cred. Trebuie să continui să crezi, chiar dacă vremurile sunt grele, chiar dacă vremurile sunt tulburi. Știți de ce s-a scufundat Petru când a început să umble pe mare? Nu din cauza apei adânci, nu din cauza valorilor mari, nu din cauza că vântul bătea cu putere, ci din cauza necredinței lui. Vă amintiți de ucenicii din Matei 17 cu copilul acela îndrăcit? Au falimentat și au venit la Iisus și L-au întrebat: noi de ce n-am putut să-L scoatem? Știți ce le-a spus Iisus? Din pricina puținei voastre credințe. Pentru că ați tratat lucrurile superficial. Ați crezut că e doar un copil. Păi să le rezolvăm noi rapid. Noi suntem ucenici. Noi suntem răscumpărați. Ați crezut că puterea voastră îl va scoate pe diavol afară. Ați crezut că înțelepciunea voastră este puterea care mișcă mâna lui Dumnezeu. Zice Iisus: nu. Din pricina puținei voastre credințe, pentru că credința voastră este puterea care mișcă mâna lui Dumnezeu. Și voi ați renunțat la ea. Voi nu v-a mai păsat. Ați tratat lucrurile superficial. Dumnezeu l-a ales pe Zaharia și pe Elisabeta pentru că erau oameni verticali, pentru că se trăgeau din Aron și pentru că erau bătrâni acolo, nu mai putea face nimeni nimic. Trebuia o minune. Trebuia neapărat ca Dumnezeu să intervină acolo. Dar să știți că nu era prima dată când Dumnezeu dădea unei femei stări pe un copil. Pentru că Isaac, Iacov, Iosif, Samuel, toți vin din mame care nu au putut avea copii. Crezi că ție nu-ți poate da Dumnezeu un copil? Crezi că e prea mult pentru Dumnezeu încă o minune? El se pricepe la minuni. Îndrăznește și continuă să crezi. Dilema lui Zaharia, știți care a fost? Dumnezeu poate, nu poate. Eu nu știu ce mai poate face Dumnezeu. Și pentru că avea dilema asta, începe să pună întrebări nepotrivite. Prin ce voi cunoaște eu asta? Vă amintiți de Sara? Dumnezeu stătea de vorbă cu Avram și îi spune planul pe vremea asta, vei avea un copil. Și Sara de la ușa cortului începe să râdă. Zice, n-a fi nimic de ce, spun eu. Că eu sunt bătrână. Amândoi erau concentrați pe capacitățile și pe limitările lor. Și ce descoperă Zaharia? Că Dumnezeu poate. Că Dumnezeu vrea. Descoperă că El, Dumnezeu, rămâne credincios și atunci când noi ne-am pierdut credința. El, Dumnezeu, rămâne credincios și când noi ne-am pierdut credința. Ce să faci în vremuri grele? Continuă să slujești, continuă să te rogi, continuă să crezi, dar să nu uiți că necredința costă. Spune versetul 18, Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. A cerut un semn și Dumnezeu i-a dat unul. Zice, tu începi să vorbești prea mult, ia. Silențios, Zaharia. Și ce îmi place cel mai mult la întâmplarea asta, din întâlnirea lui Zaharia cu îngerul? Zaharia zice în felul următor. Zice, Zaharia, eu sunt bătrân. Zice îngerul, eu sunt Gavril.
Adică nici nu, ce ai zis tu, mă, Zahărie? Bă, eu sunt Gavril. Adică ce semne tot certul, mă? Adică eu spun că vin din prezența lui Dumnezeu. Tu slujești lui Dumnezeu care spui că l-ai în inimă. Dar tu nu ești conștient de prezența lui Dumnezeu? Îți trebuie încă un semn, nu-ți ajunge semnul venirii unui înger din cer? Adică eu, Arhanghelul Gavril, care sunt căpetenia oștirilor, căpetenia îngerilor purtători de vești. Pe cel mai mare l-a trimis Dumnezeu la el. Și Zaharia zice, prin ce voi cunoaște eu asta? 9 luni de zile l-a ținut Dumnezeu pe silențios. 9 luni de zile l-a lăudat pe Dumnezeu numai în gând. 9 luni de zile n-a mai putut sluji în templu. Sau probabil că numai cu aspiratorul. 9 luni de zile n-a mai putut vorbi nimănui despre Dumnezeu. Pentru că necredința din inimă te va ține mut. Cum să vorbești oamenilor despre un Dumnezeu în care nici tu nu mai crezi? Să le spui ce? Când Elisabeta a rămas însărcinată, a fost botezată cu Duhul Sfânt, nu din cauza neprihănirii ei, spune Biblia că din cauza lui Ioan. Scuzați-mă, din cauza lui Ioan, din cauza pruncului. După ce lucrurile s-au terminat și Elisabeta a născut și lui Zaharia îi se dezleagă limba, și ce se întâmplă cu Zaharia? Primește semnul care l-a cerut de la Dumnezeu, de data asta sub altă formă. Începe să prorocească, pentru că Dumnezeu, am ajuns la concluzia că ne va binecuvânta și prin copiii noștri. De aceea trebuie să-i aducem înaintea Lui. De aceea trebuie să ne rugăm mai mult pentru ei. Pentru că binecuvântările lui Dumnezeu vor curge peste noi și la bătrânețe. Și după ce noi nu vom mai fi. Însă pentru asta va trebui ca tu și cu mine să slujim, să ne rugăm și să continuăm să credem. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare.